Poate trebuie să le ținem cu noi aici. Da, blocaj. Nu, nu, du-te mai în jos. Da. Fără semnalizeze, fără nimica.
Alo! Cascada asta frumoasă. Cum ți se pare cascada? Foarte frumos. De unde sunteți? Din Craiova. S-ați venit special? Special să vedem pentru prima dată. Și cum vă, care-i părerea? Foarte frumos. O zonă turistică foarte frumoasă. Cum v-ați petrecut de Paște? De Paște am apărut o zi înainte de Paște acasă, că lucrăm în Londra, în Anglia, de 2 ani de zile. Primul pas sărbătorit acasă. Și că am venit cu copiii la Cascada Bigă. Foarte frumos. Cu cine sunteți? Părinții mei, soțul, copiii, fetele, ginerii. Deci, Dumnezeu să vă ajute. Să dea Dumnezeu. De la București. Ați venit special pentru cascada? Nu, suntem în trecere. Am făcut un popa și aici. Suntem la cazanele mici, la Dunăre. Și cum vi se pare? Cum arată? Frumos, frumos, superb, superb. E ca la televizor, ca în poze sau... Parcă e mai frumoasă ca la televizor. La televizor o vezi, la televizor aici o vezi naturală. E superbă. Spune, cum te cheamă? Diana. Și ți-a plăcut cascada? Da. Ce ți-a plăcut mai mult? Nu știu. Tot a înviat. Adevărat a înviat. Cum vi se pare? Cum arată cascada? Super, foarte frumos. De unde sunteți? Din București. Ilfov. Special pentru cascada? Special, da. Cum ați petrecut Paștele? Aici, în zonă, foarte bine, foarte frumos. Mai veniți? Mai venim, da. Ne place să vizităm, da. Mulțumim. Ție cum ți-a plăcut cascada? Mie mi s-a părut că e foarte frumoasă, adică e spectaculoasă. Mai ales aici și unde arată ca o țipercă. E frumos. N-am ce spune mai mult. Ce ți-a plăcut ție mai mult? Aceasta, cascada aceasta este... Cum arată cascada asta? Cu ce seamănă? Cu o țipercă, mi se pare mie. De unde ești tu? Din Sfântul Nicolaul Mare. Mai vii? Da. Mai bine. Ce o să le spui colegilor? O să zic că le recomand să vină și ei pe aici, că este foarte frumos. Mulțumesc!
De unde ești? Din Craiova. Cu cine ai venit? Cu familia. Cum ți se pare? Cum arată? Este foarte frumoasă, este superbă. Mai frumoasă ca la televizor? Da, este la fel ca pe internet. Cum te distrezi de sărbători? La bunici la țară, ca fiecare. Mulțumesc. Spune-mi, te rog, cum ți se pare, cum arată cascada? E super, e super, e foarte frumos. Chiar îmi place. De unde ești? Tot din Craiova. Mai vii? Dacă mai am posibilitatea, da, o să mai vin. Este foarte, foarte frumos. Mulțumesc frumos, vă torc. Adevărat a înviat. Am văzut cum ați făcut și poze și selfie. Cum vi se pare cascada? Foarte frumos. De unde sunteți? Din Pantelimon, Ilfov. Mai veniți altă dată? Cum să nu venim? Ce o să le spuneți prietenilor? Ce o să le spun? Că e foarte frumos să vină și cât posibil, cât mai curând. Place, suntem fericiți. De la București venim. Special pentru cascada? Pentru cascada, da, foarte frumos. Unde mai frumos, la televizor sau live? Live. Să vină toată lumea să vadă. Este foarte frumos. Sărbători fericite. Pune-mi, te rog, cum ți se pare? Cum arată cascada? Este foarte frumoasă cascada. Îmi place la nebunie. Vin din București. De la televizor. Și unde e mai frumoasă? La televizor sau aici? Aici. Cum te cheamă și de unde? Mă cheamă Daria și sunt din București. Te trăiești. Spune-mi, te rog, de unde ești? Din București. Ai venit special pentru cascada? Special. Și cum e? Foarte frumos. Tu să le spui prietenilor? Să vină și ei să vadă ce-am văzut noi. Cu plăcere. Exact, e plăcut, ai văzut. Mulțumesc! Cine vă rog, cam câți turiști au fost astăzi? A fost, în jur de 600 de turiști până la ora asta. Ziua e lungă. Profitând de timpul ăsta care este foarte frumos, acum două zile de Paști, sărbătoare fiind, toată lumea liberă, oamenii ies. S-au făcut foarte multe amenajări. Da, amenajările s-au terminat anul trecut, s-au dat drumul la amenajări și să sperăm că vin cât mai mulți turiști. Cum vă numiți? Silvestru Țâncu, ranger la Parcul Național Căilele Nerei Beușiți. Cum vi se pare ce ați văzut? Super! De unde sunteți? Din București. Ați venit special pentru cascada sau? Da. Ce o să răspundeți prietenilor? Să vină și ei. Exact, ce vreau. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Văd că veniți liniștită, veselă, deschisă. Păi da, ce? Am venit aici să plâng? Cum vi se pare? Cum arată? Foarte frumos. Ce v-a plăcut mai mult? Extraordinar. Tot. De cascadă? Tot îți place, tot. De unde sunteți? De la Timișoara. Ați mai văzut cascada? Am mai văzut o dată, dar numai de afară. Aici n-am urcat. Ce să le spuneți prietenilor? Să vină și ei aici, că e foarte frumos. Hristos. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! De unde sunteți? De la Craiova. Cum vi se pare cascada? Cum arată? Foarte frumos! E un loc foarte
frumos și bun de vizitat, adică să vină cât de mulți vizitatori și e bun venit aici. Aer curat, liniște. Cum vă simțiți acolo după excursia asta? Foarte bine, foarte bine. Bine că noi suntem mai în vârstă, nu putem urca, mai avem probleme. Antena 3. Da, da. Cum vi se pare? Foarte frumos, să știți. Dar ce se întâmplă? Dacă s-ar putea să facă locuri de parcare mai multe. Deci asta e unica soluție care nu e. Deci asta lipsește. Deci noi parcări, de aia suntem, adică avem păi, o parcare de o limbă de pasăre. Câtă lume este? Câtă lume vine, parcare multă. Da. E foarte frumos, să știți. E frumos, e frumos. E frumos. Adevărat am înviat. L-ați scos un pic la plimbare? Da. 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 Ușor. Stai. Ia spune-mi tu mie, ce ai văzut aici? Ce ai văzut? Pietre. Mai fost și la peșteră? Da. A făcut poze, spune-mi. Da. Și ce ai văzut în peștera aia acolo? Nimic. Spuneți-mi, de unde sunteți? Din Bozovici. Și cu cine ați venit? Cu fratele meu și cu nata. De unde spuneți? Ei, din Bihor. Spuneți-ne, haideți să vorbim și cu dânsii. Cum vi se pare? Cum arată cascada? Foarte frumos. Deci foarte frumos mi se pare. Ce v-a plăcut mai mult? Totul. Tot, începând de la cascadă până sus și grotă și tot. Tot, foarte frumos. Merită să vină toți care avem o zonă foarte frumoasă. Numai nu prea o vizităm noi. Vin alții străini să o viziteze. Din păcate.
Ce faci? Bă, lasă-mă! Vino să vezi! Bă, ce s-a mâncat? Pe la te duci spre noi, deci Oravița. Deci teoretic
foarte frumos. Parcă mi-e frumos, așa mi se pare. Da, ia spuneți-mi câteva, cum vi se pare cascada asta, cum arată? Mai frumoasă, frumoasă. Da, nu știu, mulți spun că ar fi mai frumoasă decât Bigăru. Da, e un pic mai frumoasă, Bigăru e un clopot, aici e mai, o cascadă mai înaltă, puțin, față de Bigăru. De unde sunteți? Din Timișoara. Spune-mi, te rog, cum ți se pare? Cum arată cascada asta? E mult mai frumoasă decât Bigger, e și mai mare și are un alt format decât cascada Bigger. Dar toată lumea știe numai de Bigger, Bigger, Bigger. Da, ar trebui să-i dea și un nume acestei cascade. E cascada Cârșa, așa îi spune. Da. Cascada Cârșa sau cascada Mireții. Frumoasă. Sărbători fericite în continuare și distracție plăcută. Hristos a înviat. Adevărat. Cum vi se pare? Cum arată cascada asta? Foarte frumoasă. Care e mai frumoasă? Asta sau Bigăru? Asta e mai frumoasă. Așa-i? Da. Mult mai frumoasă. De unde sunteți? De la Timișoara. Distracție.